Dacă ai ales o călătorie cu trenul, ai realizat încă o dată că ai făcut o alegere neinspirată. Ești blocat din nou pe drum, de această dată din cauza unui protest spontan al mecanicilor și reparatorilor de locomotivă. Știe mai multe detalii despre situația trenurilor blocate în țară, Laura Buciu, editor Alef News. Bun găsit, Laura! Câte trenuri sunt blocate în acest moment? În acest moment vorbim despre 100 de trenuri, peste 100 de trenuri afectate de protestul spontan al ceferiștilor, care afectează regionalele Iași, București, Craiova, Galați, Cluj și Constanța. În Gara de Nord sunt acum anunțate întârzieri ale trenurilor ce trebuie să sosească, care trec de 3 ore. Am vorbit mai devreme cu un călător, Cătălin Bârsan, care așteaptă de 120 de minute să plece din gara din Buzău. Mi-a spus glumind că speră să ajungă în București măcar până la Crăciun. Chiar dacă trebuia să ajungă în Gara de Nord la ora 12:20, el nu a ajuns nici măcar la această oră, la ora 14, deci are o întârziere de mai bine de 3 ore. Mi-a povestit că oamenii din trenurile blocate în Buzău sunt calmi, că înțeleg nemulțumirile ceferiștilor, dar speră ca întârzierea să nu fie una foarte mare. În această situație, cum s-ar putea detensiona lucrurile? Oamenii cer salarii mai mari, cer un număr mai mare de angajați care să repare locomotivele, dar această companie este în insolvență de mai bine de 8 ani. Este greu de spus acum cum s-ar putea detensiona. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a spus că nu vrea să facă promisiuni pe care nu le va putea onora, mai ales că realitatea economică a acestei companii este destul de neplăcută. Totuși, statul român s-a angajat ca prin PNRR în anul 2022 să eficientizeze aceste companii și Grindeanu este dispus, spunea el, să poarte în continuare discuții pentru a fi găsite soluții cu susținere economică.